Universitatea Craiova Dinamo s-a încheiat 1-0 grație golului marcat de tânărul Marian Danciu în debutul meciului. Ivailo Petev, tehnicianul universității, a admis că jocul nu a strălucit. Chiar și așa, antrenorul bulgar și-a felicitat elevii. Mă bucur că am câștigat meciul în primul rând, important mai puțin că am marcat eu. Este al doilea gol și sper să vină cât mai mult, este foarte fericit. A fost greu? Da, pe final chiar am simțit puțin oboseală. A fost un meci foarte greu, chiar dacă Dinamo este pe ultimele locuri acolo, nu arată lucrul acesta și este o echipă foarte bună. Apropo, crezi că Dinamo se poate salva? Da, eu așa cred. Practică un fotbal foarte bun și, după părerea mea, așa o să se întâmple. Ce v-ar mai trebui ca să vă luptați la titlu cu șanse reale? Nu știu eu să spun lucrul acesta, probabil misterul o să vă zică. Avem această pauză binevenită să punem anumite lucruri la punct și sperăm să arătăm mai bine de la meci la meci. Ești unul dintre tinerii Craiovei. Care era jucătorul tău preferat sau cine ai crescut? De la Craiova? Da. Cine te-ai apucat? Care era preferat? Sincer, nu prea urmăream fotbalul când eram mic și nu pot să spun. Dar acum ce acum, da, mă simt bine, mă bucur că am colegii pe care i-am, pe Nicu, pe Mitriță, sunt jucătorii pe care toată lumea admiră și mă bucur să sunt partenerul alături ei. Am aducat creier că ți-ar trebui să marchez? Marchez, da, având în vedere că ai dat un gol contra rivalului. Nu contează echipa, important e să vină victoriile. Deja am început din prima cu jocul noi ce și-ar dori suporterii. Este o victorie meritată, sunt 3 puncte. Veneam după meciuri în care nu eram noi, nu simțeam bine. 3 puncte meritate, un antrenor nou, un sistem nou, lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. Poziții noi, mai ales și pentru mine, în spatele vârfului. În 3 zile ce putem să facem mai mult, nu? Ne trebuie timp să ne acomodăm la ce dorește mister. A fost și vreau să te întreb, cum te simți acolo în spatele vârfului? Mă simt mult mai bine, am mai multă libertate, vă dați seama. Ce vă mai lipsește ca să fiți o candidată clară la titlu? Vom vedea pe viitor cu mister. Sunt un antrenor foarte bun, care în aceste 3 zile ne-a arătat foarte multe. Trebuie să păstrăm acea linie și să înțelegem foarte bine ce ne cere pe plan ofensiv și defensiv. Cu ce te-a impresionat sau cu ce v-a impresionat nou tehnician? Deja ai vorbit foarte frumos despre primele declarații. Da, seama, în 3 zile nu poate să schimbe foarte multe, dar ne-a dat din nou încredere noi de care avem nevoie. Ne-a zis că trebuie să trecem peste tot ce s-a întâmplat, este un nou început și pentru noi și pentru noi și acest lucru ne motivează. Se creează și o relație specială așa cu noul antrenor? S-a văzut că la finalul meciului a venit și v-a luat în brațe pe fiecare? Da, seama, cu toții ne dorim să câștigăm și vă dați seama, sunt 3 puncte importante și pentru noi, pentru moralul nostru și pentru mister, fiind primul meci și suntem bucuroși și am câștigat. Alex, se urmează 2 săptămâni de pauză. Prin bine aceste 2 săptămâni să reglați și să-și impună și domnul Petev. Cu siguranță, avem foarte multe lucruri de îmbunătățit. Avem 2 săptămâni, cum a spus-o, trebuie să ne pregătim foarte bine, să tragem tare în aceste 2 săptămâni și cu siguranță vom arăta bine la următorul meci. Cum aștepți meciurile naționale? Vă dați seama, cu pomii strânși. Îmi doresc foarte mult pentru echipa națională, pentru jucătorii noștri care merg acolo pentru Bancu și pentru Screciu să se califice la un campionat european. Te așteptai să fii și tu convocat sau? Vă dați seama că fiecare jucător are dorință să fie la echipa națională, dar n-a fost chemat, voi trage tare să ajung din nou acolo. Și ce cum vrei pentru eu, 2024, sperăm că ne vom califica acolo? Nu, prima dată nu, hai să ne gândim prea departe. Vă doresc multă baftă, să câștige aceste meciuri, să califice și pe aceea putem să discutăm despre viitor. Първо да поздравя играчите. Прима дата вreau să felicit pe jucători. Така бориха се и се биха до края. Са luptat până final. Да поздравя нашите фенове, които ни подкрепяха от първата до последната минута. Să felicit și suporterii noștri care ne-au susținut de la primul până la ultimul minut. Относно до мача, мисля, че е ни добри да нас 30 минути. Referitor la meci, am avut 30 de minute foarte bune. В които отбелязахме гол и имахме още 200% шанси. În care noi am marcat un gol și am avut încă 2 ocazii foarte mari. Нещо, от което не мога да бъда доволен. Ceea din care nu sunt mulțumit. Ние прекалено лесно подарихме на противника 5 или 6 топки в рамките на 7-8 минути. Foarte ușor am dăruit adversarului 5 sau 6 mingi. Когато не бяхме под преса.
Atunci când nu am fost presați. Nu, fotbalul e igra na greșki. Dar fotbalul este jocul greșelilor. Ni trebuie să analizăm, da să popravim la fiecare din match. Noi trebuie să analizăm și să corectăm în fiecare meci. Най-важното днес беше трите точки. Cel mai important lucru astăzi au fost cele trei puncte. И ние сме щастливи, че ги спечелихме. Și noi suntem fericiți că le-am obținut. Казах ви и в петък на пресконференцията, че няма да е лесен матча. Cum v-am spus vineri la conferința de presă, v-am spus că nu o să fie un meci ușor. И така се и получи. Și așa și a fost. Важното е, че показахме добра игра в защита. Important е, că ne-am apărat foarte bine. И така не позволихме на противника да имат някоя 100% възможност. Și n-am permis adversarului să aibă posibilitatea 100%. De bucă victorie pe banca universității și reuși să scoateți echipa dintr-un blocaj al victorilor, dintr-o serie fără victorii de 5 etape. Че се радвали от скамейката и че сте успели да изкарате Крайово от блокаж, от една серия от блокажи? Ми, до голяма степен, може би и не чак доброто второ полувреме. Маре парте, но дуар реприза, а доа фуарте буна. Говоря държането на топката. Върбес посесия Минджи. И играчите са живи хора, както и аз, както и вие. Жукатори сънт ламен ви, кум сънт йо, кум сънт ез вой. И знаят, че трите точки бяха най-важни. Ши щил, ка челе три пункте сънт ауфос челе май импортанте. Така да се надявам за напред. Спер, ка да акум анколо. Да имаме така по-добър контрол. Са авем ун контрол май бун. И най-важното е да се умеем да отбелязваме повече голове. Ши са реушим са маркам май мулте голори. Имахте ли емоции? Успяхте ли да спите добре преди мача, нощта преди мача? И аз като вас, като всеки нормален човек. Ши о, като не вас ръка, орче ом нормал. Нормално е да имаме емоции. Есте, абсолютно нормал, само емоции. Така, аз не съм от желязо или от камък. Но съм дин фиер, сал де пиатра. И също и аз много исках да победим днес, да вземем три точки. На фел, ши о, ам врут фуарте мулт са къщигам, аз ще салум челе три пункте. Атмосфера, супортери, кои са опорът? Атмосферата, феновете, как ви се сториха? Де топ. С димките, че спряха матча заради... Случа с цяла Европа и в цял свят. Антуата Европа ще антуата люме се антъмпляша чева. Беше ли добре дошла тази почивка, за да може да говорите с играчите? Не, не първо трябва да работим. Примо лукро трябва едно и са лукръм. Да тренираме. Са не тренам. И да говорим. Ши са ворбим. А през долу съптъмът на următор меч, а през долу като на екипа национала, ва ви предвата къде върнаят? Имате две седмици до следващия матч, имате двама играчи, които са в националния отбор. Как ще бъдат, как ще се развият тия две седмици? Това е идеална пауза за нас. Сте пауза идеала пентру ной. Сега те не са двама, те са 5 или 6, доколкото знам. Има и U21. Сънт чин са ушасе към май сънши де... Имаме Куртич, който отива в Словения. Куртич, каре се дуча на Словения. Домко отива и той. Домко се дучи ел. Но хората, които остават, ние трябва да тренираме. Дар ламени каре е рамън, но и трябва да се не антренам. И да се подобряваме, нищо друго. Ши са нембунатъцим. Домно Ротарват, ако казах, мача, а вени това без тя са да феличите. Успяхте ли да говорите с господин Ротаро след мача? Дойде ли в... Да, дойде в събликалната, поздравихме се. Да, венит ще не е феличитата. Чия ти си? Какво ти е казал? Това става между нас. Рамонен Треной. Динамо, че пути са не спреди сме Динамо? Ген криза е пенути му лог. Какво може да кажете за Динамо, понеже са на предпоследно място в криза ли са? Вижте, Динамо го уважавам изключително много като отбор. Респект фуарте му Динамо ка екипа. И не бих искал да давам мнение за някой друг противник. Ши но вреал са дал опинии пентру адверсар. Аз съм сигурен, че те ще се изедат от тази ситуация. Я съм сигур, као са и аз един на часта ситуация. Къде се играл Кукурашко Негар? Мислите ли, че тяха да се радват на равен резултат? Ми предполагам, че да. През Опунка да. Сте свеличите? Щастлив ли сте? Щастлив съм, естествено. Да, съм сверечит. Обсерватори, Виктория. Как ще празнувате победата? Няма да празнувам. Не сме направили нищо грандиозно, че да празнувам. Нам факут не ми грандиозка с сърбатуреска. Виктория. Това
това се пак е една победа. Да, така е. Поздрави с всички играчи, нормално е. Не, имам феличитат от този жукатори, вместе нормал. Но това е само един матч. Да, едуар он сингур меч. Те могат чинят антренор сам жукатори. Кой ще даде за пиене? Треньора или играчите? Кой ще даде за пиене, така се казва тук. В смисъл, кой ще почерпи? Играчите или треньора? Е, аз винаги мога да почерпя. Ел мере оркън потеса фака чинстен. Ама се пи, аз не съм. Дел нубя.